Te voi tăia acolo. În primul rând, am văzut câteva persoane care au ridicat mâna în momentul în care Felicia a întrebat cine are de gând să se apuce de scris. Eu vreau să vă întreb altceva. Cine are de gând să facă orice altceva? Dacă n-a făcut, oare în plan și oare în așteptare, oare în așteptare acel lucru? Indiferent ce. Perfect. Am dat-o. Bun. Ca să răspund la două întrebări. Unu. A fost întrebat în timpul prezentării, în momentul în care m-am prezentat, cu ce mă ocup, de fapt, și în pauză, la fel. Da? Vreau să clarific și sper să fie lămuritor pentru toată lumea. Meseria mea este de erou. Salvez vieți, nu sunt medic, nu sunt pompier, sunt inspector protecția muncii. Și asta, cu asta mă ocup. Da? Și aș vrea să vă prezint astăzi cum fac lucrul ăsta. Da? Și anume, ce a făcut ca firma pe care eu am înființat-o, în 3 ani de zile, să ajungă lider de piață. Și n-am făcut așa decât 3 lucruri plus 1. Da? 3 lucruri le-a făcut. Pe care le puteți lua. Nu vreau să mă laud cu asta, nu vreau să credeți că rețeta funcționează la absolut orice, nu vreau să fac o reclamă mascată, vreau să fac o reclamă directă. Vreau să știți lucrurile care m-au ajutat pe mine. Da? Scopul pentru care eu fac lucrurile. Și mi-a plăcut foarte mult ce spunea Bogdan. Da? Care este focusul? Da? Și un primul lucru care m-a ajutat, este stâlp. Dacă în viața voastră aveți lucruri cu care vă conectați, da? Ăla este stâlpul vostru de sprijin. În momentul în care apar greutăți, în momentul în care apar probleme, de ăla vă sprijiniți. Care este stâlpul vostru? Eu știu că în momentul în care un om evită un eveniment, activitatea mea poate a ajutat acel om să ajungă acasă pe o zi de muncă. Da. Ceea ce fac poate nu se vede. Poate nu observă. Ori dacă ați observat, unii dintre voi ați fost surprinși de mine atenționându-vă. Să nu dați cu capul de ai defect profesional. Asta fac. Ajut oamenii, eu împreună cu colegii mei, astfel încât ca după o zi de muncă să nu se accidenteze. Da? Și trebuie să mă gândesc și voi, doamne, care sunt lucrurile care mă conectează? De ce fac lucrurile astea? Poate să fie lucruri total diferit. Da? Dar asta mă ajută pe mine în anumite momente în care poate și de voi la locul de muncă, poate nu sunt apreciate eforturile pe care le faceți. Poate cineva nu vede ceea ce fac. Și mi-a plăcut foarte mult o poveste pe care am citit-o, care spune așa că un domn era pe malul oceanului și a aruncat steluțele de mare. Le arunca în apă, până să răsară soarele, pentru că dacă răsărea soarele, le ardea și murea. Și el pur și simplu le arunca. Vine cineva, îl vede, ce faci aici, domnule? Ce să fac? Uite, salvezi steluțele astea de mare. Păi sunt cu miile, nu vezi pe toată plaja asta. Merită ceea ce faci? El s-a uitat la steluța și a zis, nu știu, dacă merită, dacă pentru asta nu mă sigur merită. Și o aruncă în mare. Trebuie să vă gândiți care este scopul și să vă gândiți că merită ceea ce faceți, dacă e un lucru bun. Da? Al doilea lucru este echipa. Nu poți să fii manager de unul singur. Managementul, prin definiție, este aceea de a-ți atinge anumite obiective împreună cu echipa. Și aici nu mă refer doar la colegii din companie, ci mă refer la toți contractorii, subcontractorii și așa mai departe. În momentul în care nu-ți livrează un anumit lucru, reputația ta este. Și aici aș vrea să facem un scurt exercițiu. V-am dat câte o foaie, în 10 secunde să numărați și mie câte triunghiuri vedeți. Start! Stop! Câte ați găsit? Sunt 44 eu și am rămas ceva. Câte ați găsit? Peste 50 sunt.
Câte ați găsit voi, nu câte credeți. Da, dar mici și alea mari și... Perfect. Acum, împărțiți-vă în doi, alegeți-vă un partener, doi sau trei, da? Și mai numărați încă o dată tot 10 secunde aveți. Hai, să împreună. Împreună. Mici și alea mari. Da, mă rog. Nu aveți cum să ajungeți în 48 în 3 secunde. Da, deci numărați. Perfect. Bun. Întrebare. Cine a găsit mai multe în echipă decât singur? Am unde am 74. Deci mai multe decât singur. Da? E clar. E clar. Da? Efortul în echipă este net superior decât efortul cumulat individual. Da? Ok. Mai repetați în timp. Ok? Echipa e foarte importantă. Bun. Ok. Următorul lucru care m-a ajutat este lucrul de care fug majoritatea oamenilor. Și anume munca. Da, poate sună puțin îndrăzneț lucrul ăsta, dar nu există peșteșorul de aur. Poate există, dar din păcate unii sunt așa. Da? La mine cel puțin n-a venit acest peșteșor să ofere contracte, iar niște contracte, că le-aș fi acceptat. Dar nu a venit așa, trebuie foarte multă muncă. În tinerețe am muncit ca necalificat în Germania și aveam sarcină să facem un număr de piese. Era foarte mare, pe oră. Trebuia să menții ritmul. A venit un coleg care nu putea să țină ritmul și a zis, care e secretul tău? Și am spus, bun, începe munca, peste 20 de minute vin și ți-l spun. După 20 de minute a venit la mine și a zis, gata, spune secretul. Bun, pune mâna pe frunte. A pus mâna, a dat cu mâna peste transpirație, ăsta e secretul. Muncă fără muncă, sunt tot felul de soluții, cum să faci lucrurile mai bune. Da, muncim cu cap, nu muncim... Da, nu zic alea noi, muncim, nu gândim. Da, muncești cu cap. Dar fără muncă nu poți face absolut nimic. Prin muncă am reușit ca în 3 ani de zile să devenim firma cu cea mai mare cifră de afaceri în domeniu, cu cei mai mulți clienți și cei mai importanți. Da, aici mă refer la multinaționale, firme care au o cultură de siguranță la locul de muncă, nu vor da să semneze ca primarul niște hârtii. Da? Și următorul lucru care m-a ajutat, am adoptat tot ceea ce este nou în domeniul nostru. În situația în care oamenii nu au anumite sisteme, noi suntem singura firmă care avem acoperire națională, majoritatea care se laudă subcontractează de fapt, suntem singura firmă care avem aplicații pe telefon care ne ajută foarte mult atât pe noi cât și clienții, singura firmă care avem aplicații de management a punctelor de lucru, care facem filme, da, pentru trainingul oamenilor, da, am adoptat tot ceea ce este nou și nu ne oprim nimic, nu ne oprim deloc la lucrul ăsta. Da? Pe, dacă așteptați voi un semn să faceți acele lucruri, ăsta este. Vă mulțumesc!